România este o țară situată în centrul Europei, cu un climat temperat continental și un relief variat. Pe întinsul acesteia se pot întâlni 10 specii de șerpi, 7 inofensive și 3 veninoase. În acest video o să vă prezint aceste creaturi fascinante și o să vă explic cum să le diferențiați unele de altele. O să încerc să nu o lungesc prea mult cu niciuna dintre ele, deoarece o să vi le prezint în videourile viitoare sau vi le-am prezentat deja în unul dintre episoadele anterioare. Haideți să începem! Pentru început, pentru a diferenția viperele, care sunt șerpii veninoși, deci șerpii inofensivi, care reprezintă celelalte 7 specii, trebuie să ne uităm la forma pupilei, care este verticală la viperă și în formă de cerc la șerpii neveninoși, și la forma capului, care este triunghiulară la vipere și nu este triunghiulară la ceilalți șerpi care sunt inofensivi. Cea mai comună specie de șarpe pe care o putem întâlni în România este șarpele de casă, Natrix natrix. Acesta este un șarpe de dimensiune medie, măsurând la maturitate în medie 150 de cm, masculii fiind mai mici decât femelele, care pot ajunge până la 180 de cm. Corpul este robust și capul este mare. Pupilele sunt rotunde. Corpul este verde închis sau verde oliv, este brădat de pe flancuri de marcaje negre. Pe gât prezintă două pete semilunare care alcătuiesc un inel de culoare gălbuie, semn distinctiv al acestei specii. De aceea mai este cunoscut și ca șarpele cu inel. Abdomenul este în tablă de șah, alb cu negru, la unele exemplare poate fi chiar negru complet. Înaintea năpălirii, culorile se mai pot stompa și devin foarte aprinse imediat după ce năpârlește acesta. O altă specie foarte comună de șarpe din România este șarpele de apă, Natrix tesselata. Acesta este mai mic decât șarpele de casă, ajungând până la maxim 130 de cm lungime. Corpul său este zvelt și capul alungit în formă triunghiulară, motiv pentru care nu de puține ori a fost confundat cu o viperă. Trăiește în preajma râurilor și a lacurilor în majoritatea regiunilor țării de la 6 până la 800 de metri altitudine. Se hrănește în special cu pești. Coloritul său poate fi verde-maroniu. Unele exemplare prezintă un model pe spate, altele sunt uniforme. Atunci când este stresat, acesta elimină o substanță urât-mirositoare. Boa de nisip, Eryx jaculus, este probabil cel mai rar șarpe din România. Este o specie critic periclitată, până în 2011 a fost considerat dispărut din România. Atunci când a fost găsit un exemplar călcat de mașină, în 2014 a fost reîntâlnit și primul exemplar viu, după aproape 80 de ani. Populația numără câteva sute de exemplare. Un șarpe care duce viața ascunsă, tocmai de aceea este foarte greu de găsit. Petrece mult timp prin galerii subterane. Este afectat de degradarea habitatelor prin lucrări industriale și agricole. Boa de nisip naște, nu depune ouă. Este singurul șarpe neveninos din România care are pupila verticală. Poți trece ușor pe lângă el pentru că se camuflează foarte bine pe sol, dar și pentru că de multe ori nu se mișcă atunci când ești în preajma sa. Este un șarpe blând cu mișcări lente. Atunci când este la baza unei galerii, dispare însă imediat. Are un aspect îndesat, iar la prima vedere capul nu se distinge de coadă, ochii sunt mici, iar pupila este verticală. Ajunge la maxim 80 de cm. Trăiește în lunga Dunării, în zone cu soluri afânate, unde se poate îngropa. Se hrănește cu mamifere mici, ouă și alte reptile. Coloritul său este bej cu pete închise la culoare. Șarpele de strepă sau șarpele rău, cum mai este acesta numit, Dolichopius caspius, este răspândit în sudul țării, din Banat până în Dobrogea. Probabil cel mai rapid șarpe din România. Șarpele de sepă este imposibil de urmărit atunci când este încălzit. Evită contactul cu omul, uneori aproape că îți dispare din față. Lucrurile se schimbă însă când este încolțit, nu ezită să se apere. Dacă este capturat, acesta mușcă în mod repetat pentru a se apăra. Acesta are corpul zvelt și coada lungă. Ochii sunt proeminenți și au aspectul unei eclipse totale de soare. Corpul are aspect metalic atunci când este privit de aproape. Este un șarpe de talie mare, adulții măsurând în jur de 200 de centimetri, adică 2 metri. Preferă râpele, pantele stâncoase, dar și malurile de pământ. Coloritul său este gri-maroniu, dar poate prezenta și nuanțe de galben. Partea ventrală este galbenă deschis. Se hrănește cu păsări, mici mamifere și alte reptile. Specia este neveninoasă.
Șarpele lui Esculap este o specie pe care v-am mai prezentat-o încă o dată sau de două ori pe acest canal de YouTube. Însă o să vă prezint din nou, dar mult mai pe scurt. Acesta reprezintă simbolul medicinei. Are o prezență elegantă și un aspect blând. Nu este veninos, dar nu există să muște dacă este prins. Poate fi întâlnit până la altitudini de 900 de metri, în special pe lizierele pădurilor. Este cunoscut și faptul că șarpele lui Esculap este foarte bun cățărător în copaci. Corpul său este zvelt, capul este îngust și alungit. Pe cap prezintă două pete galbene asemănătoare cu cele ale șarpelui de casă, dar nu la fel de pronunțate. La juvenili sunt mai pronunțate, motiv pentru care pot fi confundați cu șarpele de casă. Se întâlnește în păduri de foioase și râpe stâncoase cu arbuști. Poate ajunge la 2 metri lungime. Coloritul său este maro sau gri închis cu puncte albe. Zona abdominală este galbenă. Se hrănește cu păsări și mamifere mici și alte reptile. Șarpele de alun, Coronela austriaca, este răspândit în aproape toate regiunile țării până la altitudini de 1000 de metri. Nu trăiește în alun, așa cum mulți își imaginează din cauza numelui. El este răspândit în lizierele pădure, dar și în regiuni stâncoase, înierbate sau chiar pe dealuri stepice. Șarpele de alun se hrănește cu reptile, uneori a fost surprins mâncând chiar juvenil de vipere. Are un aspect neted, de aici numele său din engleză, smooth snake. Are o dungă caracteristică ce unește nările, ochiul și gâtul, iar pe cap prezintă o pată mare din cauza căreia este desconfundat cu vipera cu corn. Coloritul său este gri, maroniu, uneori roșu, cu pete sau dungi. Se hrănește în principal cu șopârle și șerpi. Ajunge până la maxim 80 cm lungime. Probabil cel mai mare șarpe din România, balaurul dobrogean, Elaphes auromates, poate fi întâlnit în Dobrogea, dar a fost semnalat recent și în județele Buzău și Iași. Este o specie critic periclitată, afectată de distrugerea, degradarea și fragmentarea habitatelor prin extinderea suprafețelor agricole și locuibile. Datorită coloritului său, galben cu pete închise, se camuflează ușor în vegetația de stepă. Este un șarpe timid, foarte greu de întâlnit. Nu este periculos, dar face un adevărat spectacol de intimidare atunci când se simte amenințat. Lansează atacuri false când este încolțit, iar uneori chiar mușcă. Acesta prezintă un aspect masiv, capul fiind bine diferențiat de corp. Preferă râpele, pantere stâncoase și zonele cu tufișuri. Este un șarpe de talie mare, depășind 2 metri. Coloritul său este galben cu pete închise, juvenilii sunt gri cu pete închise, de asemenea se aseamănă cu viperele. Una dintre cele trei specii de vipere ce pot fi întâlnite în România, vipera comună, Vipera berus, este un șarpe veninos de talie medie. Nu este agresivă, dar este înzestrată cu un venin puternic. Deși este considerată o vietate de temut, ea evită pe cât posibil contactul cu oamenii. Nu puțin au fost cazurile în care acestea trăiau în preajma unor așezări omenești, fără ca nimeni să fie deranjat de ele sau să știe de existența lor. Corpul este relativ scurt și îndesat, capul triunghiular, iar pupila este verticală. Prezența romburilor de pe spate nu este obligatorie, există și exemplare care sunt complet negre, maronii sau la care zigzagul este înlocuit cu o serie de dungi transversale paralele. Coloritul său variază de la gri roșcat cu romburi de culoare închisă pe spate. Unele exemplare sunt negre. Lungimea sa maximă este de 90 de centimetri. Se hrănește cu mici mamifere și păsări, reptile și anfibieni. Trăiește pe pante montane și marginea pădurilor de foioase, amestec și conifere. Vipera cu corn, Vipera amodites, este cea mai mare viperă din România și poate fi întâlnită în Dobrogea și în vestul țării. Este înregistrată cu un venin puternic, dar evită contactul cu oamenii și se retrage sub pietre. În țara noastră se prezentă cu două subspecii, vipera cu corn bănățeană și vipera cu corn dobrogeană. Este un șarpe cu mișcări lente, dar nu trebuie subestimat pentru că atacul său este fulgerător. Mușcătura este periculoasă pentru om, necesită intervenție medicală rapidă. Ca toate celelalte vipere din România, vipera cu corn naște în luna septembrie. Juvenilii nu sunt cu mult mai mari de o monedă de 50 de bani, dar sunt înzestrați cu venin încă din primele zile de viață. Corpul este relativ scurt și îndesat, capul triunghiular, iar pupila este verticală. Este ușor de recunoscut datorită cornului caracteristic. Vârful cozii este portocaliu cu galben verzui. Coloritul său este gri-maro cu romburi de culoare închisă. Exemplarele adulte ajung la maxim 90 de centimetri lungime.
Specie critic periclitată, vipera de stepă, vipera ursinie este cea mai rară viperă din România. Poate fi întâlnită în delta Dunării, estul Moldovei și Transilvania. Este o viperă mică, timidă, cu venin mai slab decât celelalte vipere din țara noastră. Specialiștii spun că efectul mușcăturii este echivalent cu cel al înțepăturii unei viespi. Cu toate acestea, poate fi periculos pentru cei care au alergie. Veninul mai slab nu este în niciun caz o încurajare spre manevrarea sau interacțiunea cu ele. Pe spate are un desen în formă de romburi legate între ele și cu margini rotunjite. Coloritul său este gri, galbui sau maroniu, cu model închis la culoare. Nu depășește 60 cm lungime. Se hrănește cu nevertebrate, reptile și mici mamifere. Se întâlnește în zone cu tufe, precum pajiști stepice și dune de nisip. Sper că vizionând acest video ați învățat cum să diferențiați șerpii inofensivi din România, care sunt șarpele de casă, șarpele de apă, șarpele de alun, șarpele lui Esculap, șarpele de stepă, boa de nisip și balaurul dobrogean, de cele trei specii de vipere din România. Vipera amodites, vipera cu corn, vipera ursinii, vipera de stepă și vipera berus, vipera de silvostepă sau vipera comună. Nu vă recomand să interacționați cu niciuna dintre aceste specii dacă nu sunteți 100% siguri pe care ați găsit-o, deoarece aveți șanse destul de mari să vă întâlniți cu una dintre speciile veninoase. Dacă nu cumva trăiți în capitala României, adică în București, unde trăiesc și eu, unde vă puteți întâlni doar cu trei specii dintre acestea, șarpele de alun, șarpele de apă și șarpele de casă, care sunt complet inofensive pentru om. Însă, dacă vă întâlniți cu una dintre vipere, vă recomand să o admirați la o distanță sigură pentru a nu vă pune viața în pericol. Mulțumesc pentru timpul acordat și să aveți o zi bună!